Ia jugul lui Hristos și zidește casa Domnului. Ia jugul lui Hristos și zidește casa Domnului. Toate bune? Dacă mie nu îmi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? Studiam cartea Hagai și Cartea Hagai, El găsiți menționat pe Hagai în Ezra, acum de la mijloc, capitolul 5, s-au întors israeliții după 70 de ani de robie din Babilon și au găsit dărâmăturile și bucuroși în luna șaptea se apucă, zidesc altarul, pun jertfele și sistemul jertfelor începe să pornească, da? Când vii acasă după 70 de ani și totul este pustiu și dărâmat, dragii mei, ai copii, ai nevastă, ai bătrân cu tine, trebuie să spui ceva deasupra capului. Și în timp ce erau preocupați de casa lor, de casa asta de cărămis și de smoală, casa Domnului stă în paragină 18 ani. Și Dumnezeu strânge doar robinetul. Ați semănat mult și ați cules puțin. L-ați adus acasă și l-ați pus în buzunare sparte. Și când citiți primul capitol, zice, oameni buni, nu vedeți ce se întâmplă. Și în momentul acela, Dumnezeu aduce pe Hagai cu Biciu și pe Zaharia cu Zăhărelu. Cu... așa este, binecuvântare și blestem, dragii mei, cumva se te prinde Dumnezeu în toată povestea asta. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? Acum... Știu că sunteți în chirie aici, am auzit și eu, și că aveți planuri și vreți să construiți undeva și o predică de asta e foarte bună, să mai faceți o chetă, să strângeți bani pentru... Dar eu n-am de gând să vorbesc pe ziduri, dragii mei, în dimineața aceasta, pentru că am și o întrebare legitimă. ce casa Domnului? ce casa Domnului? ce casa Domnului astăzi? Pentru asta trebuie să mă întorc la actul creației, la gândurile, la ideile lui Dumnezeu ale noastre. Și apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și întrebarea este oare de ce? Nu cumva, pentru că dorința din totdeauna lui Dumnezeu a fost să locuiască într-o casă compatibilă cu faptul că el este o persoană. El nu are nevoie de ziduri, are nevoie de o casă făcută din ceva ce asemenea lui. De ce El a creat pe om după chipul său, după asemănarea sa? Dar să citesc textul mai departe. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu, l-a făcut parte bărbătească, parte femeiască, i-a făcut și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă după ce a binecuvântat, umpleți pământul și supuneți-l. Dacă iau textul și mă uit atent la el, am definiția casei Domnului. Casa Domnului este individul, familia și comunitatea. Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul și asemănarea sa, dar ca chipul acesta să poate fi manifestat era nevoie de o relație, pentru că Dumnezeu este o pluralitate intrinsecă, chipul lui este în relațiile din Sfânta Treime și de aceea Dumnezeu mi-a dat o nevastă ca chipul lui Dumnezeu să fie între mine și ea, în felul în care ne raportăm unul la celălalt. Dar apoi a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Cu ce să-l umplem? Cu chipul lui Dumnezeu, cu familii create în care prezența lui Dumnezeu să se manifeste prin felul în care se raportează unul la celălalt. Dumnezeu fiind unic, nevăzut și personal, El are nevoie de ființe, de persoane ca să locuiască în și între noi, dragii mei, în și între noi. Casa Domnului, în lumina actului creației, sunt oamenii, nu zidurile. Avem nevoie de ziduri să nu ne ploaie. Dar ce faceți dacă vine o bombă și le dărâmă? Moare Casa Domnului? Nu. Unii dintre noi plecăm, alții rămânem, noi continuăm să fim Casa Domnului. Deci oamenii, nu zidurile, oamenii, nu programele, nici cele de advent, dragii mei, și nici colinzile de Crăciun. Nu despre asta e vorba, nu ritualurile. Oamenii. început cu copiii mei, cu soția mea, cu soțul meu, cu neamurile mele. Casa Domnului sunt oamenii. Dar atunci când Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și el s-a gândit la o casă sau să, puțin mai pompos la un templu, da? la un templu sfânt pentru Domnul, Or omul este și material și templu. Știți care e problema? Dacă de pildă mă duc în Noul Testament, în 1 Petru capitol 2, versetul 4, toată terminologia vechi testamentară este aplicată la biserică de către Petru. Și voi reveni la textul acesta. Dar în Genesa capitolul 3, materialul pentru templu a fost furat sau vândut. Nu știu cum se iau alungarea din Eden. Și cei care ați fost cu noi sâmbătă seara, cel puțin imagini le aveți în minte. A vorbit Dumnezeu, a vorbit și șarpele, în loc să compare vorbitorii, i-a atras atenția pomul cunoștinței binelui și răului, care era bun de mâncat, plăcut de privit, de dorit să deschide cuiva mintea și a încercat să-și umple nevoia de semnificație, fiind ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău, relația cu Dumnezeu s-a Și în momentul acela, în baza principiului, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii celui care ascultați femeia a devenit soția șarpelui în relația cu șarpele, parte din împărăția Întunericului. Oare ce va face Avram sau Adam? Ce va face el? Dragii mei, dacă văd că problema revine, dar dacă mă gândesc la ceea ce a urmat, femeia a luat și a dat și soțul ei, a luat și el și amândoi. Ce se va întâmpla cu casa lui Dumnezeu? cu templul lui Dumnezeu. Nu uitați, omul este o simplă casă locuit de o divinitate care poate fi negativă, pozitivă. Noi suntem o mănușă care este purtată de o mână. Noi nu există zone neutre în care să ne ascundem, să fim fără una sau fără alta. Suntem ori, ori. Da? Ori, ori. Și în felul acesta, materialul pentru templu este vândut. Omul o alege pe femeie și umple nevoia de comuniune cu ea, relația cu Dumnezeu se rupe și ea ajunge. Îmi pare foarte rău. Asta mi s-a întâmplat în Timișoara, cred că aici e problema. La, la dumneavoastră. Știu că Cristi e pregătit cu uh, celălalt laptop, dar ne adăjduiesc să ajung cel puțin până la capăt, dacă nu. Eu vorbesc și dumneavoastră, vă închipuiți cum merg lucrurile. Cred că nici demonilor nu le plac lucrurile astea. Mm. Hai și împrumutăm ochii tăi. Nu laptopul, ci ochii tăi. Nu mă deschide de asta. Mare, ne dejuiesc. Mulțumesc frumos. pune pe Maximize. Mm. Doesn't work. Mm -hmm. Deci în felul acesta, materialul pentru templu, și mă gândesc, a fost luat Dumnezeu prin surprindere? Nu, pentru că planurile lui erau făcute înainte de întemeria lumii. Dacă deschideți cu mine în Efeseni, capitolul 1, versetul 4, spune În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeria lumii ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit la înfiere, de la înfiere ne-a rânduit la. Auzi, trebuie să mă muț pe celălalt, că despre asta am vorbit. Pe următorul, pe șase, pe cel de lângă. Deci, ne-a rânduit la înfiere, ca să ne poată înfia. A trebuit să ne răscumpere, să ne ierte, să ne pecetuiască cu Duhul Sfânt, să recupereze materialul pentru Templul Sfânt în Domnul. Ce m-aș face eu fără voi? da? ce m-aș face fără voi? Dar hai să citim textul, pentru că asta este fascinant. Indiferent ce va face diavolul, dragii mei, nu poate dejuca planurile lui Dumnezeu. Versetul 4. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, după ce, în dragostea lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voii sale spre, spre lauda, lauda slavei Harului Său, pe care ne-l-a dat în prea iubitul Lui, în El. În el avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Și textul continuă. Căci, că ce a să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-alcătuise în sine însuși, ca să l-aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și, și cele, de, cele pe de pe pământ. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale ca să slujim de laudă slavei sale noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și pentru că toate lucrurile astea au fost terminate înainte de întemerea lumii, cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, se face, poruncește ce poruncește a ființă și în ciuda libertății noastre de alegere, dragii mei, templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu se va termina. Dacă priviți textul nostru, aici aveți în temerea lumii, îl avem pe Hristos, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii, după ce ne-am fiat, ca să ne înfieze, a trebuit să ne răscumpere, să ne ierte, ca să ne răscumpere, să ne ierte Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să dezbrace, să dezblace slava sa, să devină ca unul dintre noi și noi am fost creați după chipul și asemănarea celui de-al doilea Adam. Prin El au fost făcute toate lucrurile, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Omul a existat în veșnicie înainte ca Dumnezeu să fie plămădit sărâna Pământului și aștepta doar împlinirea vremii ca să vină între noi, să răscumpere materialul pentru templu. De pildă, dacă mă gândesc, toate lucrurile acestea au fost în veșnicia trecută, ce s-a fi întâmplat în istorie? cum s-a descurcat Dumnezeu când diavolul ne-a ispitit pe protopărinții noștri și materialul pentru templu a fost furat, pietrele acelea vii care trebuiau să-L cuprindă pe Dumnezeu. În Coloseni capitolul 1, versetele 13-14 spune El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui în care avem răscumpărarea prin sânge lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său, că El a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el, să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și versetul continuă. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui Sfinț, fără Prihană și fără vină. Și uitați-vă la versetul 23. Pentru că, deși Dumnezeu a terminat planurile lui pentru răscumpărarea materialului pentru Templu, înainte de întemeria Lumii, nu toți muritorii de pe Pământ vor fi parte din acest Templu Sfânt pentru Domnul. Știți de ce? În pricea libertății de alegere pe care Dumnezeu ne-a dat-o, versetul 23. Negreșit. Negreșit. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei. Negreșit, dacă rămâneți credincioși până la moarte, veți fi parte din templul sfânt pentru Domnul. Și textul se încheie în felul acesta. Dar am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu încă înainte de istorie și, până ce a făcut El în istorie, cum recuperează El templul, întrebarea este care e partea noastră în toată treaba asta, cum se întâmplă lucrurile, cum devii parte din Casa lui Dumnezeu, din Templul lui Dumnezeu, cum anume răscumpără Dumnezeu materialul pentru Templu. Și aici mă întorc la textul nostru din 1 Petru, capitolul 1, Vesetul 3 și voi citi și din capitolul 2. Dar vesetul 3 vine și strigă binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care pentru îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde de vie, la o moștenire nestrică, ceasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Observați spune ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde de vie. Adică în seara sau în ziua învierii, în dimineața învierii, Hristos iese din mormânt și pe urmă timp de 40 de zile se întâlnește cu ucenicii și imaginați-vă pe Domnul Isus într-un trup de slavă, stând de vorbă cu ei, mâncând cu ei și îl vezi azi, îl vezi mâine, îl vezi o zi, vezi două, vezi 40 de zile. Deci, Domnul, asta e o realitate. Mai întâi credeau că vă dă lucă, dar este o realitate. Și Domnul Isus le spune, dacă rămâneți lângă mine, așa veți fi și voi. Și simpla lui înviere din morți a indus în biserica primară, în ucenicii săi, de învierii, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Da? Prin credință. Pentru mântuirea gata să fie descoperită. În vederea mântuirii gata să fie descoperită în vremurile de apoi, Dumnezeu ne-a născut din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, prin învierea lui Hristos din morți. Întrebarea este, cum s-au întâmplat lucrurile astea? Atunci când răsfoiți Biblia, vedeți că Biblia vorbește despre doi Adame. Adamul din care am descins noi toți, primul Adam, părintele nostru sau protopărintele nostru, spune Pavel în Areopagul din Atena, în capitolul 17 din Faptele Apostolilor, din el am descins toți. Este primul Adam, dar în Corintenea ni se spune că acest prim Adam este doar, sau în romani, o icoană preînchipuitoare a celui care avea să vină. Și-l avem pe al doilea Adam. Și când veți cum a alcătuit Dumnezeu planurile lui, înainte de întemerea lumii, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales pe toți, noi nici nu eram creați. Scoate cuvinte, primul Adam a fost așezat în al doilea Adam, în coapsele celui de al doilea Adam, doar că nu s a sise împlinirea vremii. Și primul Adam, plămădit din țărână, începe să umble pe pământ și noi am descins toți din el și păcatul lui, a devenit și păcatul nostru prin reprezentare și suntem sortiți pe ei într-un fel. În păcat m-a zămestit mama mea și toată lumea zace în cer rău. Cum va răscumpăra Dumnezeu materialul pentru templu? Omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Textul din 2 cu 7 din Geza spune Dumnezeu a plămădit țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Ce primăvară extraordinară! În universul acesta material și cel spiritual există o legătură, dragii mei. Noi nu putem pipăi cele spirituale, dar principiile universului spiritual sunt înzidite în tot ce pipăim și vedem. Și de aceea în lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Se mulțește păcatul? Noi nu vedem lucrul acesta. Cat prunele din pom. În copilăria mea, dacă prunele n-ar fi rămas în pom, noi am fi murit de foame. Eu în fiecare dimineață vindeam șase coșuri de prune cu cana de la trei dimineața când se intra la fabrica de încălțăminte ca să avem bani să cumpărăm pâine. Acum, dragii mei, mi s-au rupt pomii în grădină. Nora n-a putut face decât câteva bucăți de, mă, de, gemuri, pentru că toate au căzut, noi nu stropim. De ce? Ce s-a schimbat? În lumea nevăzută s-a mulțit păcatul și experiența o găsim în cancerele care se mulțesc, în poluarea planetei acestea, dragii mei, în faptul că absolut totul ni se desface în pumni. Absolut totul se desface în pumni. Dar acum, dacă mă mit un pas mai departe, cred că mă lasă computerul, al doilea, Adam a fost făcut un duh dătător de viață. A fost făcut un duh dătător de viață. În Ioan capitolul 20, stai liniștit că cred că se vede și așa pe ecran, în, fără să pun prezentarea. În Ion, capitolul 20, Maria este la mormânt. Petru și Ioan vin, se uită, pleacă, ca bărbații, se duc... Maria rămâne și plânge și dintr-o dată apare cineva, crede că e grădinarul și Domnul o strigă, Marie, și în momentul acela, rapuni, zice ea, și dă să-i cuprindă picioare, ce nu mă ține, încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și ea fuge se spune Domnul Iisus pleacă, este scena în coronării din Evrei, capitolul 1, și seara acelea zile el se întoarce. Dar după masa învierii, Doi mergeau spre Maus amărâți, vorbeau între ei și un străin se apropie de ei și despre ce vorbiți între voi? Cum tu e singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în ultimele zile? Ce? Întreabă Domnul Isus. Și ei își varsă oful, dragii înaintea lui Criu. Noi credeam că dar, dar... Și Domnul Isus se uită la ei, și zice, o nepricepuților zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus a început de la Moise și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Ajungă acasă, frânge pâinea, el îl recunosc, Iisus dispare. Iisus dispare. În Luca capitolul 24 aveți toată istoria aceasta. Dar ei când îl recunosc pe Hristos, lasă casa descuiată, totul pe masă, fug înapoi la Ierusalim, șase mile, Bat la ușă, se deschide ușa, intră în camera de sus, trag ușa după ei și încep să-și verse sufletul, versetul 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Pace vouă! Însuși Isus a stat în mijlocul lor. Imaginați-vă noutatea absolută în Univers. Niciodată, nimeni n-a mai văzut așa ceva. Vă mirați că în toate cazurile arătărilor Domnului Iisus în Evanghelii, în cele patru Evanghelii, se precizează și tot nu credeau. Și tot nu credeau. Păi cum să crezi un lucru pe care nu-l poți asocia cu absolut nimica? Observați, prin învierea lui Hristos din morți, în cele 40 de zile, ne-a născut din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru noi. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: „Pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că eu. am eu.” Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: „Aveți aici ceva de mâncare?” i dat un fagure de miere și un pește rece, fript, care dintre voi să servi un astfel de meniu fiului lui Dumnezeu în via din morți, da? Dar erau buimaci complet. Au luat și a mâncat înaintea lor și textul spune ca să le în îndoielile când mă mut în faptele apostolilor. Uitați-vă cum începe cartea. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile în prezența unei noutăți absolute în univers. Dragii mei, aveți careva pisici prin casă? Nu știu cine a învățat să te se frece tot timpul de picioarele tale, nu știi ce să faci cu ele, da? Dacă eu aș fi fost acolo, asta aș fi făcut. M-aș fi frecat de cel înviat până învieria lui s-ar fi luat pe mine. Și după 40 de zile, nici moartea nu i-a mai putut opri. Pentru că au fost născuți din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru ei. Isus era doar pârga. Ei urmau să vină, dragii mei, la rândul cetei noastre. Vom veni cu toții. Cu alte cuvinte, Dumnezeu N-a fost luat prin surprindere. În Corinteni, um, cred că e vremea să plec acasă. Dar în Corinteni aveți marele capitol al învierii. Dați-mi voie să închei povestea asta, că putem și fără ea. Nu? Marele capitol al învierii. Și știți ce spune Pavel? Dacă Hristos ne-a înviat, nici morții nu învie. Dar învierea lui Hristos este legată. De noi și învierea mea este indisolubil legată de învierea lui. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, spune Scriptura. Frații mei, Hristos n-a fost luat prin surprindere. Casa Domnului se zidește astăzi. Dacă citiți Efesen, capitolul 2, da, noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre în care trăiam odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi, toți spune Pavel despre sine, când trăiam în gândurile, voile, firii noastre pământești. Dar Dumnezeu, pentru durarea lui cea mare, ne-a născut din nou, ne-a mântuit, Dragii mei, ne-a făcut parte din casa asta lui Dumnezeu. Și vă spun o veste și mai bună. Casa Domnului se va termina. Întrebarea este dacă eu voi fi acea cărămidă vie din această casă. Ea se va termina. Citiți Apocalipsa, capitolul 21. Am văzut un cer nou, un pământ nou, pentru că cerul din tăi și pământul din tăi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se de la Dumnezeu din cer nou Ierusalim, ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată casa lui Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui în mijlocul lor, ei vor fi copil, fiul lui, cel ce va birui, va aceste lucruri, dar despre cei curvar, necredincioși, locul lor este iazul de foc. Casa Domnului se va termina. Cum ajung dintr-o piatră furată de cel rău, o piatră vie așezată în casa lui Dumnezeu? Și aici este textul din capitolul 2. Și aici este diferența dintre cei doi Adami. Dragii mei, din primul Adam noi am descins sub păcat, sub blestem, deschiși spre a cădea, a mușca din ispita celui rău, pentru că el este un suflet viu. Nădejdea învierii mele este să mă apropii de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar la și se scumpă înaintea lui Dumnezeu. E singura mea nădejde, dragii mei. Imaginați-vă că cea mai sofisticată aparatură electronică, dar n-ai curent în priză. Well? I s-a întâmplat aici, bum, vine seara, să a stins lumina și ești complet paralizat. Dumnezeu nu ne împrumută viața ca să o avem în noi înșine. Noi avem viața doar în Hristos doar asociați cu el piatra vie, aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Oricum îl duc acasă, așa că stai liniștit. Hmm. Casa Domnului se va termina, dar întrebarea mea este, oare în mintea mea sunt sau nu sunt lucrurile clare? Vă spun încă o povestea sorei Dobocan. Ce? Nu-i casa Domnului. Zidurile astea nu-s casa Domnului, indiferent câți bani am băgat în ele. Luni seara, vine la mine, scoate din poșetă o hârtie, 15 texte. a este este mustru înaintea Domnului, sora scumpă. Absolut scumpă. Și, de că eu vă ascult, sora Dobocan, și începe să citească textele. Toate se refereau la Casa Domnului din Vechiul Testament. Acolo, Casa Domnului este din Caramiz și lemn de centru sau piatră și lemn de cedru. Dar a venit Domnul Iisus Hristos în Ioan și a zis stricați casa asta și rod muncise serios pe ea ca să o construiască au trebuit 64 de ani să fie ridicată casa aceasta și tu vei zi din trei zile și textul spune el vorbea despre templul trupului său Venirea lui Hristos a adus o noutate în univers Pentru că Scriptura spune În El locuia trupește toată plinătatea Dumnezeirii Și voi aveți totul de plin în El De aceea Hristos în noi, nădejdea slavei Pentru că în El este viața Și viața este lumina oamenilor Dacă nu ești în Hristos, ești mort Doar în relație cu viața e viață Și de aceea textul vine și ne invită să ne apropiem de el piatra vie. Da, lepădată de oameni, dar lasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți împreună să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduce jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Și asta este posibilă doar în relație cu Hristos Isus. Casa Domnului, frații mei, chiar dacă băgați bani și energie în a vă eu un loc, Vă avem nevoie de ceva deasupra capului nostru. Să ne bucurăm împreună, să avem unde să ne adunăm împreună. Dar casa Domnului sunt oamenii. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Ce fac cu trupul meu? Sunt eu conștient de faptul că sunt purtător de Dumnezeu pe oriunde umblu în mijlocul copiilor mei? Și apoi textul vine și spune, acum unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Cu alte cuvinte, în momentul în care m-am căsătorit cu Nora, logodită cu Hristos și eu la fel, am format celula fundamentală a bisericii, un cadru în care prezența lui Hristos să fie posibilă, copiii noștri să crească în prezența Hristosului pe care noi doi, adunați în numele Lui, l-am adus între noi. Și apoi textul vine și vorbește despre biserica celor întâi născuți, scris de Dumnezeu în ceruri. Observați cele trei aspecte. Individul, familia și comunitatea. Și dacă aș pune peste ei un singur lucru, aceasta este casa pe care și-o dorește Dumnezeu. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? dacă mie îmi pasă mai mult de cele materiale, să-l fac pe copilul meu ministrul agriculturii sau culturii sau ministrul industriei ca fiului lui Lameh. Well, și când ajung la moarte, poate Solomon ar putea să ne sfătuiască pe toți. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Nebunul și înțeleptul mor la fel. Și sub cerul cine știe? Dacă Duhul unuia merge în sus, celălalt în jos. Solomon știe exact cum se întâmplă lucrurile, dar urbește cu fiul lui, care zice, hai lasă-mă, tată, tu ai avut o mie de neveste, ai avut toate bogățile din lumea asta, ai făcut toate concediile pe unde ai vrut și mie îmi spui să-mi pun baticul și să stau cermit? Hai să fim serioși. Bucură-te tinere în tinerețea ta. Fii cu inima veselă, umblă pe căile alese de inima ta, dar să știi că pentru toate lucrurile, Dumnezeu te va chema la judecată. Amin.